În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Biscredincioși, suntem în Duminica a doua după pogorârea Sfântului Duh, când Sfânta noastră Biserică a rânduit să fie prăznuiți Sfinții Români. Iată un gând binecuvântat pe care l-au avut mai mari noștri, ierarhii noștri, în secolul trecut, la mijlocul secolului trecut, atunci când au început canonizările, să zicem, recunoașterea oficială, dacă poate fi spus această exprimare, dacă poate să ne putem exprima așa, atunci când au început canonizările Sfinților Români, Sfinților din neamul nostru. Iată, până în 1955, în calendar, în sinaxare, Sfinții noștri români lipseau sau erau foarte, foarte puțini. Ei bine, ne putem gândi că dacă ar fi să ne luăm după statistică sau după matematică, dacă doar din 1955 avem sfinți români canonizați și atât de puțini, înseamnă că fie că până atunci n-am avut sfinți, fie că sunt atât de puțini încât ne-au trebuit 2000 de ani de la întemeierea bisericii și de la primirea creștinismului pe aceste meleaguri să găsim un sfânt. Nici de cum, nici una, nici alta, și iată că matematica rămâne rușinată, statistica, probabilistica rămân rușinate, pentru că nu este valabilă nicio teorie din acestea. Și o să vă spun de ce. Felul în care poporul acesta a fost creștinat, felul în care a înțeles să primească Evanghelia, felul în care a înțeles să trăiască Evanghelia, felul în care mii de ani poporul acesta, de la mic la mare, de la vlădică la opincă, sau de la cel analfabet la cel învățat, la cel hirotonit, pentru că așa era, științarii de carte erau mai mult cei din biserică și școala era în biserică, nu în afara ei. Deci de la vlădică la opincă, oamenii noștri, românii noștri au trăit Evanghelia așa cum au primit-o originar, așa cum a fost ea predanisită de la Mântuitorul Iisus Hristos către ucenicii săi, către Sfinții Apostoli și apoi mai departe în chip neîntrerupt până în zilele noastre, până azi chiar, în chip neîntrerupt, având o succesiune, o legătură duhovnicească, apostolică, prin puterea Duhului Sfânt, o legătură neîntreruptă, deci de atunci, de la Mântuitorul Hristos, când a spus, luați Duh Sfânt, și din momentul în care a pogorât Duhul Sfânt, și din momentul în care apostolii au pus mâinile lor și au hirotonit episcop, preot, diacon, au botezat și până astăzi, în ziua în care vă vorbim. Ei bine, de atunci și până astăzi, biserica, cel puțin de pe meleagurile noastre, biserica ortodoxă, îi spunem română pentru că noi suntem români aici și avem o organizare proprie, autocefală, cum se spune, de atunci și până astăzi poporul a trăit Evanghelia. Atât era de firesc să trăiești poruncile, să împlinești poruncile lui Hristos, încât multă vreme nu s-a simțit această nevoie în popor ca cineva, un grup, să spunem, Sfântul Sinod, să emită un tomos, o hârtie, să-i spunem așa, un decret sinodal prin care în mod oficial, văzând evlavia poporului, să fie canonizați sfinții noștri. Nu ne-am gândit la aceasta. De ce? Pentru că așa cum Nae Ionescu îi spunea conducătorului său de doctorat, fiind întrebat dacă mai sunt tineri deștepți ca el în țara lui, iar el, răspunzându-le acelui german, plin de el, bineînțeles, și poate că avea și de ce, îi spune așa, în Germania, zice, aveți înțeleptul satului, iar noi, în România, avem prostul satului.
Pentru că aceasta era proporția și aceasta este proporția și astăzi și din acest punct de vedere, să mă iertați pentru infatuare, că fiecare popor se crede buricul pământului, de aceea avem un glob pământesc cu mii de burice, dar și în chip duhovnicesc tot aceasta este proporția. Noi aveam în poporul acesta, până au venit bolșevicii, sfințenia ca la ea acasă. Noi aveam prăpăditul satului și ceilalți erau cu viață sfântă. În alte părți se auzea de câte un sfânt la două, trei neamuri, așa. La noi, Gheorghe, Ion, Maria, Floarea, cei care își apărau nevoile și neamul, așa cum spune Eminescu, cât de frumos poate să spună, eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul. Nu se referă numai decât la sărăcia materială. Nu se referă numai decât la asta. Noi ne-am tot gândit că poate după versul acela, munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Noi n-am cerșit, noi cerșim de la Dumnezeu. Ne rugăm lui Dumnezeu să nu plece Duhul de la noi, să nu plece Harul de la poporul acesta și să ridice sfinți sau să păstreze sfințenia în poporul acesta. Și spunea Eminescu, îmi apăr sărăcia. De aceea spune, fericit cel sărac cu Duhul. Eu îmi apăr această sărăcie, această smerenie. Vorbește Eminescu despre smerenia poporului român, care trebuie apărată cu orice chip, cu orice preț și este mai valoroasă decât toate monedele care s-au tipărit sau s-au bătut vreodată de la scoici și până la banii de pe card. Atât de valoroasă este aceasta încât încă n-a inventat omul ceva care măcar să-i fie egal. Smerenia acestui popor, poporul român care nu este... Nu se umilește, ci are umilenie. Un popor care poate să se smerească și smerindu-se, cerând tot timpul iertare lui Dumnezeu, iată, a răzbătut printre veacuri, 20 de veacuri, până astăzi, cum necum, astfel încât au căzut imperii, mari imperii, inclusiv cele care au prigonit creștinismul. Au căzut, nu mai e nimic de ei în ziua de astăzi, doar amintirea și doar istoria, dacă se va mai face și îi vor mai pomeni. Iată poporul român, un popor smerit, dar care înțelege că Evanghelia, porunca Evangheliei sau împlinirea poruncilor înseamnă viață de sfințenie. De aceea sfințenia în poporul român, parafrazând să zicem așa pe poetul pătimirii noastre, s-a născut la sat, în poporul român, sfințenia aceasta n-a lipsit vreodată dintr-o casă țărănească, dintr-o familie. Numai dacă punem lucrul acesta, să se cântărească fiecare pe sine, femei și bărbați, să se gândească cum este să naști, să crești, să educi, să suferi, să pătimești, să-ți vezi murind poate un sfert sau jumătate din 10, 12, 15 copii. Nu putem înțelege lucrul acesta. E atât de departe de noi, încât am putea spune că oamenii aceia nici n-au existat vreodată, cum se vorbește de uriașii cei de demult. Am putea spune că poporul acesta sunt poporul nostru, cei pe care noi nu i-am cunoscut înainte de primul război mondial. Lumea nu mai este cum era înainte de primul război mondial. Nu mai putem înțelege cum era lumea. Și nici pe poporul nostru nu mai putem recunoaște neapărat după al doilea război mondial. Nu mai știm exact cum arăta poporul nostru, dar uriașii aceia de care vorbește Scriptura sunt uriașii aceștia în fața lui Dumnezeu. Un munte uriaș de smerenie, un munte de credință, un munte de jertfă pentru apărarea credinței ortodoxe strămoșești, a demnității, iată, a integrității, a întregirii neamului și toate celelalte despre care de fiecare dată la Sfânta Liturghie auzim și pomenim. Acesta este poporul nostru care, sigur, eu cred că mai degrabă are 1% sfinți canonizați și prinși în sinaxare, în calendarele noastre și 99%
sfinți neștiuți. Dacă este să ne gândim, cum am spus, numai la mamele acelea care au dat naștere la prunci, care au crescut și tații, bineînțeles, părintele, stâlpul casei care muncea să crească 10, 20, 15 suflete, vă puteți închipui. Și încă ce făceau? Pe lângă acestea mai înfiau unul sau doi, sau pregăteau zestre pentru una sau două fete sărace ale satului ca să nu fie batjocorite. Cine oare în ziua de astăzi mai gândește așa sau mai vorbește despre sfințenie copiilor săi? Cum să vorbească? Prin exemplul personal. Cine mai face aceasta? O fac foarte puțin. Vorbim de 1% poate din popor, dar de aceea Dumnezeu a mai îngăduit istoria să aibă zile, să aibă decenii, ca poporul acesta să se întoarcă, să se reîncreștineze, să se reevanghelizeze, să audă cuvântul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu și urmarea lui Hristos. Poporul acesta este sfânt, este, așa cum am auzit, ca un, închipuiți-vă, ca un osoar plin de sfinte moaște. Așa arată teritoriul acesta românesc, care nu e numai atâta cât vedem noi astăzi. Mai avem și la stânga, și la dreapta, și în sus, și în jos, câte puțin pământ. Nu neapărat că vrem să avem proprietate funciară. Nu e neapărat că vrem să rămânem în istorie ca o țară foarte împinsă. Și plângem după aceia care și-au lăsat acolo osemintele, sfinte moaște pe care nimeni nu le cinstește sau nimeni nu le pomenește sau nimeni nu le cunoaște și calcă peste ele în sfârșit cu betoane, cu tancuri, cu mașini și toate celelalte, pentru că nu se ține cont de aceasta. E vorba și de o deznaționalizare în teritoriile în care, pe care noi le-am pierdut. Acolo unde sfinții noștri sărmanii plâng ca să se întoarcă acasă. Ei bine, așa a fost poporul acesta, atât de sfânt, încât spune o expresie, dacă este să ne revenim la sărăcie, că era atât de sărac încât nu avea ulei să-și pună în candelă. Acestea izvorăsc din frumusețea sufletului românesc, din gingășia sufletului românesc, care este eminamente creștin și ortodox. Să spui că e sărac de n-ai ulei să pui în candelă, înseamnă că toată viața ta gravitează în jurul liturghiei, în jurul vieții duhovnicești, în jurul sfințeniei. Nu spune sunt sărac de plouă în casă, sunt sărac de n-am să-mi fac cu schimbul de ulei la mașină, sunt sărac de nu pot să-mi fac piscină sau nu pot să-mi dau în sfârșit să-mi iau o casă nu știu pe unde cu mai multe camere. Sunt sărac de n-am ulei să pun în candelă. Nu spune sunt sărac de mă duc la cerșit pentru copiii mei să le dau de mâncare în Spania, în Italia, în general și în toate cele. Sunt sărac că n-am să pun ulei în candelă. Dacă ar fi să luăm ca standard această sărăcie binecuvântată a poporului român, așa cum a înțeles-o timp de 2000 de ani, sau dacă vreți 1950 de ani, nimeni n-ar fi plecat din țară. Pentru că nu cred că exista cineva care să nu aibă ulei să pună în candelă. Și dacă exista, și dacă există, să vină aici la Sfântul Altar, pentru că frățiile voastre aduceți acest ulei pentru Sfintele Candele, pentru Sfânta Liturghie și noi avem să dăm și celui care nu are ulei să-și pună în candelă. Dacă a plecat cineva în străinătate pentru aceasta, lăsându-și copiii, dacă a făcut unul, sărmanul de el, sau doi, și i-a lăsat pentru că n-are ulei să pună în candelă, să vină și noi ne luăm angajamentul că până la sfârșitul vieții o să facem cumva să nu se stingă flăcăruia la candela lui și o să-i dăm ulei acolo. Dar nu este vorba de asta, din păcate. De aceea spun că deși numai de 50-60 de ani noi avem canonizări în Sfânta Biserică și asta ține și de istoria Bisericii
noastră și de toate celelalte, să știți că n-a lipsit și nu lipsește și nu va lipsi niciodată sfințenia din poporul român. Sigur, în alte proporții, în alte procente, să spunem, ca până acum 60, 70, 80 de ani, dar cu toate acestea nu va lipsi niciodată sfințenia de pe, pe pământul acesta unde viețuiește un popor creștin așa cum este el astăzi, sărmanul, așa cum suntem noi astăzi, sărmanii de noi. Și cu toate acestea, iată, nu este duminică în vreun sat, în vreun oraș, în vreo comună, să nu fie într-un cartier, într-un cătun, pe o stradă, să nu se slujească Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Nu este puțin lucru, fraților, chestiunea aceasta, situația aceasta este absolut excepțională. Pe de altă parte însă, mai e oare valabilă chemarea lui Hristos pentru ucenicii săi? Veniți și vă voi face pe voi pescari de oameni. Iată, aceasta este Evanghelia pe care am auzit-o astăzi. Chemarea lui Hristos către ucenicii săi, iată ce răsplată. Eu am o negustorie, am o afacere, am șezlonguri pe plajă, sau sunt croitoreasă, sau sunt doctor, sau profesor, sau altceva, și mă cheamă Hristos, lasă-mi reaja ta, lasă acul tău, lasă toate ale tale, vino după mine și te voi face pescar de oameni. Ei bine, această chemare nu mai ajunge până la urechea noastră, nu mai poate fi înțeleasă. Și nu mai poate fi înțeleasă, nu mai poate fi descoperită, să spunem așa, devoalată, ca să folosim un cuvânt, pentru că această chemare trebuie descoperită în inima ta, pentru că este vorba de o fractură în istoria duhovnicească a poporului român. Această fractură care a fost adusă de o ideologie numită comunistă, îi spunem, sau altfel, dar care a fost în sine reprezenta nimic altceva decât hulă împotriva Duhului Sfânt, care a ajuns să demonizeze la propriu atâtea și atâtea suflete, împlinind o prorocie a uneia dintre cele mai mari personalități a secolului trecut, în perioada interbelică, despre care credem că este Sfânt, care a spus așa: cine oare, ce minte normală ar putea să creadă că vor veni bolșevicii în România, bolșevicii, nu rușii, atenție, și vor pleca înainte să ne satanizeze? Sigur că cine se simte așa? Dar dacă vorbim de un popor în care 90% nu știu ce este dumnezeiasca liturghie, 90% nu știu crezul și nu au fost poate doar decât o dată pe an la liturghie, sau eventual la lumina de Paști, la lumina de la lumânare, bineînțeles, pentru că la liturghia învierii n-au participat, ei bine, atunci putem să credem că un lucru s-a întâmplat, și anume că am ieșit din starea de har și am intrat în această, am devenit membri ai acestei ideologii. De aceea și spunem că comunismul, sigur, a fost, Partidul Comunist a fost scos în afara legii, dar ideologia sa continuă și astăzi. Dar asta e o altă discuție. Până la urmă, problema noastră este dacă mai auzim chemarea lui Hristos. Atât de bine ne-am căptușit casele noastre, le-am izolat împotriva frigului, le-am izolat fonii, ne-am pus termopane încât nu mai răzbate, nu mai răzbat clopotele. O paranteză. Acum avem vreo două procese în Constanța aici, unde doi oameni au dat în judecată biserica pentru că îi deranjează clopotul. Iată, chiar unul dintre ei cu care am vorbit mi-a spus: cum ar fi să ți se trezească copilașul dimineața în sunetul clopotelor, oripilat fiind de acest lucru? Ei bine, nu se mai aude chemarea lui Hristos, facem ziduri groase de tot, groase de tot, termopane cu 5 camere și duble ca să nu mai auzim, să nu vedem, ca nu cumva, cum spunea un frate de aici vineri la cateză, să se deschidă ochii noștri, să se deschidă urechi, să se desfunde urechile noastre și să venim la cunoștința adevărului și să fim mântuiți. Astăzi, fraților, chiar și noi,
sau mai bine să vorbesc de mine, de ce să vorbesc de altcineva. N-am lăsat mrejele cu totul, auziți ce? Din tată în fiu, Petru și Andrei erau pescari și vine Mântuitorul și veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Lasă negustoria ta, lasă profesia ta de sute de ani aici, din care îți hrănești familia și pe tine și să te fac pescar de oameni. Ce anume putea să facă ca acei oameni în chip cu totul irațional, de-aia se spune că vrăjmașii voștri vor fi casnicii voștri. Cât vor fi cârtit casnicilor când au plecat de acasă. Și pe bună dreptate, după cum am înțelege azi, dar în fața lor stătea Dumnezeu, om, cel care era izvorul harului, izvorul bunurilor, cel care îi chema pe ei la apostolie. Să fii pescar de oameni, aceasta este cea mai grea, dar cea mai nobilă dintre meserii. Iată că s-au umplut plasele lor, tot Imperiul Roman, toată lumea până la urmă, să știți că este îmbibată de creștinism, de Hristos, chiar dacă sunt budiști, chiar dacă sunt musulmani, să știți că nu există vreun gest, vreo gândire care să nu fie îmbibată de creștinism. Iar această contaminare, în ghilimele, această contagiune binecuvântată și sfântă, vine de la acești apostoli care și-au lăsat, au lăsat toate și s-au dus să fie pescari de oameni. Cum e să fii pescari de oameni? Ce înseamnă asta? De ce să faci asta? Păi din iubire pentru Dumnezeu și pentru semeni. Pentru că nu-L pescuiești ca să-L pui în tigaie, ci îl pescuiești ca să-l duci în împărăție. Ca să fie cu tine în împărăție, să te bucuri veșnic de bucuria Lui. Acesta este Hristos, la aceasta îi cheamă. La aceasta cheamă și astăzi. Dar din păcate, după cum v-am spus, au apărut materialele acestea foarte performante, cu care ne-am zidit ziduri groase și înalte, astfel le-am antifonat foarte bine, astfel încât nu ne mai vedem decât pe noi care suntem în centrul Universului. Și de aceea nu mai auzim nici strigătul lui Hristos, nici chemarea lui Hristos, nici strigătul celor care suferă. Hristos suferă în toți cei care strigă de suferință. Și aici nu înțelege numai cerșetorii, numai cei neputincioși, ci și oamenii aceștia care spun: eu am credința mea, ce îmi trebuie mie biserică și toate celelalte. Aceasta este o mare suferință. Când auzim așa ceva, să știm că lucrul acesta înseamnă ca și cum cineva ar fi lovit de moarte și strigă după ajutor. Ei bine, niciodată să nu stați împotrivă, să nu-l bajocoriți, să nu-l priviți de sus, să nu-l disprețuiți, ci să-l ridicați pe asin. Să-L ungeți rănile cu un de lemn, cu dragoste, cu rugăciune, cu răbdare, să-L puneți pe asin, să-L duceți la casă de oaspeți. Ce e casa de oaspeți? Biserica. Acolo unde Hristos îi va vindeca. Iar pentru aceasta, pentru această dragoste, spun Sfinții Părinți, Sfinții noștri spun, dragostea acoperă mulțime de păcate. Aceasta este chemarea la care ne-a chemat pe apostoli, pe ucenicii săi și pe noi cei care purtăm numele, nu? Până la urmă ne strigă pe nume. Voi, creștini, care purtați numele lui Hristos, numele meu, veniți și vă voi face pe voi pescar de oameni. Întâi de toate, poți să fii pescar al soțului tău, al soției tale. După aceea, în mod obligatoriu, al copilului tău, al copiilor tăi. După aceea, acelor din jurul tău proxim, din familia ta. Și așa mai departe, până când, cine știe Dumnezeu ce lucrare va pune în tine, astfel încât mii se vor mântui lângă tine. Așa cum spunea Sfântul Serafim de Sarov lui Motovilov. Acela îl întreba multe despre minuni și acela spunea: Serafim de Sarov, dobândește pacea, dobândește-L pe Duhul Sfânt și mii se vor mântui lângă tine. Iată, aceasta este chemarea. Vei prinde mii de pești, imperii întregi, o țară întreagă. Aceasta este la ce ne cheamă Hristos. Aruncă mreaja ta în dreapta corabiei, mai du-te la adânc și aruncă, pentru că iată câți pești sunt acolo, trebuie să aduni, să se rupă, să se scufundă corabia, să se rupă plasele,
năvoadele. Iată însă că avem astăzi un năvod care se traduce în engleză net, de la saxonul net, care înseamnă năvod. Și avem un năvod care a prins mai mult de 90% din poporul acesta. Iată, un alt năvod în stânga, de care trage altcineva să-i urce într-o barcă care nu are cârmaci, care nu știe unde navighează, nu are aparate de măsură și toate celelalte, care duce într-un tărâm pe care noi nu-l cunoaștem, știm despre el doar atât, că Doamne ferește și pentru vrăjmașii noștri să ajungă acolo. Ei bine, Sfințenia stă în strânsă legătură până la urmă cu viața duhovnicească și, cum am vorbit, vine cu pocăința fraților. Nu există sfințenie fără smerenie. Nu există smerenie fără pocăință. Nu poți să ajungi să plângi pentru păcatele tale, nu poți să ajungi să iubești până nu te smerești, până nu te pocăiești. Ce păcate avem? Dar ce păcate am eu? Bineînțeles, o întrebare la care ferească Dumnezeu să ne răspundă Dumnezeu atunci când nu suntem încă pregătiți. Să cerem lui Dumnezeu: Doamne, arată mie păcatul meu, dar să fiu și pregătit pentru asta, pentru că dacă ne-am vedea cum suntem la interior, am murit pe loc. Dacă am vedea în inima noastră ce șerpărie colcă e acolo, pentru că spune Mântuitorul, din inimile voastre vor ieși toate, ucideri, desfrânări și toate celelalte. De aceea, iată că noi vorbim astăzi despre Sfințenie ca și despre un vas frumos. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, un făt frumos și o ileană cosânzeană. Nu sunt basme meșteșugite, fraților. Gândiți-vă numai la Sfântul Brâncoveanu cu fiii săi. Dar de ce să mergem cu 300 de ani în urmă când avem pe Părintele Arsenie? Iată, peste câteva zile, peste 10 zile, cât 13 zile se împlinesc... Câți ani? 5 ani de când a trecut la Domnul. Un om cu viață sfântă, Părintele Iustin Pârgu. Nu mai vorbim de toți sfinții care au jerfit viața lor în închisori. Zeci de ani, dacă ar fi să adunăm toți anii și să ne dea fiecare sfânt care a murit în închisorile comuniste, o zi să ne dea fiecare din viața lui, am avea deja veșnicia în fața noastră. Atâtea sute sau mii de ani au primit condamnări și au executat, încât este mai mult decât am înțelege ce este veșnicia. Asta este chemarea lui Hristos pentru azi. Asta a rânduit biserica noastră, să prăznuim astăzi pe Sfinții Români. Îi amintesc întotdeauna pe Părintele Iustin și pe Părintele Arsenie, pentru că, într-adevăr, aceștia au primit chemarea lui Hristos, sigur, nu numai sfinții aceștia, ci și alții, și să mă ierte, nu din, mai bine din puținătatea, din neputința minții mele, nu-i pomenesc de fiecare dată, dar sfinții aceștia pe care, într-o măsură, i-am văzut, nu că i-am cunoscut, i-am văzut în fața ochilor mei și, într-adevăr, acum înțeleg ce înseamnă chemarea aceasta: veniți să vă fac pe voi pescari de oameni. Cu adevărat, oamenii aceștia au lăsat tot și s-au dus și au devenit pescari de oameni. Sute de mii de oameni au primit mângâiere, au primit îndreptare, călăuzire, chemare, au fost prinși, să zicem, în plasa aceasta, puși pe asin și duși la casa de oaspeți îngrijiți, binecuvântați, însănătoșiți și scăpați de boala numită moarte. Iată, iubiților, cât de minunată este biserica sa, cât de minunat este Dumnezeu între sfinții săi. Acolo se odihnește, între sfinți. Și vrea și de la noi nimic altceva decât sfințenie. Nu vreau sânge de țapi, de boi și alte lucruri. Nu vreau jerfe până la cer. Nu vreau ziduri late de 5 metri. Ci vreau ce este jerfa lui Dumnezeu. Inimă înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Pe acestea le vrea Dumnezeu de la noi. Și nu numai pentru noi, ci pentru că omul smerit, omul înfrânt,
care dobândește darul Duhului Sfânt, care dobândește pacea, liniștea, bunătatea, răbdarea, dragostea, acela este ca un luminător înaintea semenilor și cu adevărat pescar de oameni. Chiar și dacă unul ai pescuit în viața ta, te poți numi pescar de oameni. Nu în sens de activist, de partid, nu în sensul acesta, ci în sens de iubire. Pentru că așa sunt și sistemele acestea de multilevel marketing. Ați văzut? În chip piramidal, aceia reușesc, sau sectele până la urmă, că nu-i mare diferență, sau multinaționalele, reușesc să adune în jurul învățăturilor, în jurul interesului, au un centru de interes acolo care adună mii și mii de oameni. Misa, de exemplu, da? Ei, dar aceia nu sunt pescari de oameni. Aceia nu sunt altceva decât unelte ale întunericului care îi duce pe aceștia la nec, îi duce pe aceștia la întuneric. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem români și ne-am născut în neamul acesta. Să spuneți rugăciunea aceasta în fiecare dimineață. Doamne, îți mulțumesc că sunt și că sunt român. Nu ca o mândrie națională și nu ca o elită, că ar fi poporul român din elită. Dar știu că poporul acesta are în plămădeală sfințenia, are un capital de sfințenie pe care să-l cunoaștem și noi, Doamne, măcar o firimitură din acel capital, din acel ospăț, din acea bogăție, să fie și la masa noastră. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să trăiască într-un mulți ani cei care poartă numele Sfinților Apostol Petru și Pavel, care n-au reușit să ajungă la Sfânta Liturghie în ziua aceea. Vreau să le spun tuturor la mulți ani. Vreau să le spun la mulți ani și celor care și-au sărbătorit zilele de naștere și le sărbătoresc în timpul săptămânii și nu avem posibilitatea sau nu știm sau nu ne aducem aminte din pricina slăbiciunilor noastre că este ziua frăților lor, să nu considere că i-am uitat. Îi pomenim tot timpul și le cântăm poate în inimă, mulți ani trăiască. Și astăzi le cântăm mulți ani trăiască tuturor celor care și-au sărbat ziua și n-au apucat să o facă aici cu noi. Iată, le cântăm lor la mulți ani și le cântăm și sfinților noștri cunoscuți și necunoscuți. În ziua sfinților români le cântăm tuturor la mulți ani. De asemenea, vreau să mulțumim fiilor sufletește ai acestei biserici pentru darul pe care mi l-au făcut, și anume că văzând că la vinerea, la cateheze și duminica e foarte cald, e caniculă, transpiră copilașii și alți oameni poate că suferă de neputințele acestea, mi-au adus nouă un aer condiționat. Vă mulțumesc din toată inima pentru că înțeleg că este dragoste mult acolo și o primim cu toată dragostea și avem toată recunoștința, mai cu seamă că nu vă mulțumesc numai eu, ci fiecare dintre cei care vor beneficia de această, să zicem, facilitate modernă a lumii de astăzi. Este foarte silențios și vom auzi chemarea lui Hristos, chiar dacă e tehnică modernă. De asemenea, vreau să vă spun că vă mulțumesc pentru dragostea cu care aduceți plinoase și bucate. Am spus din prima zi, de la prima liturghie și am tot repetat că n-am bucurie mai mare decât aceea să văd un om care se spovedește și se împărtășește, dar de asemenea, a doua bucurie, la fel ca aceasta, este când văd că aduceți pentru ceilalți sau că vă bucurați aducând ceva foarte puțin, oricât de puțin, pentru ceilalți și vă bucurați împărtășindu-vă unii de alții în timpul Sfintei Liturghii și împreună la oaltă cu Hristos în timpul Sfintei Liturghii și după acestea. Am văzut cu bucurie că stați după Sfânta Liturghie la masă și vorbiți între frățiile voastre. Aveți bunătate, aveți blândețe, delicatețe și dragoste. Mă bucur foarte mult să vă cunoașteți între frățiile voastre, pentru că am văzut de multe ori oameni care vin de 10 ani la Sfânta Liturghie în același loc și nu știe
cum îl cheamă pe vecinul lui, stânga-dreapta, nu-i cunoaște durerile, nu plânge pentru durerile lui, nu plânge pentru, nu se bucură, nu râde pentru bucuriile lui. Bucurați-vă unii de alții, de reușitele celorlalți, să fie aceasta ca o hrană. Bucuria ta să fie hrană pentru mine, iar necazul tău să fie pentru mine moment de rugăciune și de jertfă, ca să-mi pun genunchii la pământ pentru fratele meu pe care îl cunosc și pe care, care de multe ori mi-e mai drag ca unul care este în familia mea din sângele meu. De aceea să știți că rudele duhovnicești sunt mai aproape decât rudele de sânge. Acesta este un lucru care de bună seamă trebuie să-l cunoaștem. Și nu în ultimul rând, voi spune așa, o să fie parastasul părintelui Arsenie pe 16 iulie. Din câte am înțeles, nu avem date foarte exacte, dar am primit informația aceasta cumva de la sursă. Să ne rugăm la Dumnezeu ca acesta să fie ultimul parastas al părintelui Arsenie. Ziceți amin!